Pentru referendumul din 29 iulie vor fi organizate în județul Constanța 554 de secții de votare, comparativ cu cele 531 unde s-a putut vota la alegerile locale din 10 iunie. La nivelul municipiului Constanța, numărul acestora a fost suplimentat de la 198 la 214. Secții noi de votare se vor amenaja și în celelalte localități. În Mangalia va exista o nouă secție de votare, în Eforie sunt alte două, iar în comuna Limanu sunt organizate trei noi secții, una în 2 mai, iar celelalte în Vama Veche. Aceste măsuri au fost luate la nivelul prefecturii Constanța datorită numărului mare de turiști anunțat pe litoral pentru weekendul în care va avea loc referendumul. Și asta pentru că, la acest scrutin, românii pot participa la vot și în alte localități decât cele de reședință. În plus, autoritățile locale au anunțat că vor suplimenta forțele de ordine cu ajutorul cadrelor detașate din toată țara pentru a se asigura o bună desfășurare a referendumului. În ceea ce privește informarea corectă a publicului, la nivelul structurilor locale MAI va exista o voce unică, responsabilă de transmiterea datelor de la scrutin. Și de această dată, persoana desemnată în județul Constanța este agent principal de poliție, Carmen Șerbănescu.